bună seara. Și bun găsit. Am înțeles că ați auzit niște vești. De pe aici, de pe acolo, de la unii care chiar le-au văzut cu ochii lor. Și le-am auzit și eu, dar m-am gândit să le cunosc așa mai în amănunțime. Așa că după ce am cercetat puțin lucrurile încă de la început, am vrut să le cunoaște și voi așa cum s-au petrecut ele într-un totul. Apropo, eu sunt doctor de profesie și sunt obișnuit cu studii detaliate și lungi. N-am să mă lungesc, dar am vrut să fac un studiu și m-am apucat de cercetarea aceasta. Apropo, mă numesc Luca. Deci, după cum bine știți, noi avem profețiile din vechime cu privire la unsul Domnului, încă de chiar din Cartea Geneza. Un lucru fascinant. Însă profeția cea mai plină de amănunte este găsită în cartea profetului Isaia ben Amos, unde ni se dezvăluie profeția despre nașterea Domnului nostru Iisus. Când el spune, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va... Să vă explic puțin. În vremea lui Ahaz, fiul lui Ozia, împăratului Iuda, cam cu vreo 2700 și ceva de ani în urmă, dacă ne gândim la data de astăzi, Domnul a vorbit prorocului Isaia și Isaia a consemnat în cartea sa astfel. Iată fecioara, va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Thank you.
trecut și poporul evreu, atât în Iuda cât și în Israel, a experimentat vremuri grele. Vremuri de robie, de apăsare, de chin și chiar de rușine. Și asta pentru că au nesocotit porunca lui Dumnezeu. Dar cel mai greu lucru de suportat a fost tăcerea lui Dumnezeu timp de aproape 400 de ani. Dacă mă gândesc bine, în unele scrieri chiar peste 400 de ani. Dar la un moment dat, Dumnezeu a rupt tăcerea și a trimis pe Gabriel. Sau Gabriel, care este îngerul care stă înaintea lui Dumnezeu, ca să vestească îndurare și salvarea omenirii. Și îngerul Gabriel a poposit pe pământ într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Un loc neînsemnat, la o tânără temătoare de Dumnezeu, fecioară, logodnica lui Iosif, un bărbat din casa lui David. Numele ei era Maria. Plăcăciune ție, care ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurarea înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care le pune numele Iisus. Că va fi mare chemat Fiul lui Cel Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie a tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui n-avea sfârșit. Dar cum se vor întâmpla toate aceste lucruri? Că eu nu sunt încă mai curată. Duhul Sfânt se va pogorâi peste tine și puterea celui prea înalt te va muri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Iată, roba Domnului, fac-mi să și îngerul a plecat de la ea. Maria simțea cum inima îi se umple de bucurie și pace sfântă, iar sufletul o împingea să cânte spre slava lui Dumnezeu. Va fi cât ca un rece, va
Iosif, locotnicul ei, era un om neprihănit, un tâmplar curat la suflet și cu teamă de Domnul Dumnezeu. Când a aflat că Maria, locotnica sa, era însărcinată, s-a gândit să nu-mi facă de rușine și să o lase ascuns. Atunci, pe când dormea el, a venit în vis un înger al Domnului și i-a spus așa: Iosif, de un David, puteți că ai meserie la tine de Maria. Ne-am dat acasă ce s-a nezămislit în ea, însă de la Duhul Sfânt. Le va naște un fiu și le pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar Augustus, care cerea ca toată lumea să se înscrie. Și oameni cu mic, cu mare, bătrâni, tineri, trebuiau fiecare să meargă în cetatea lui natală, locul unde s-a născut, pentru ca înscrierea să poată să se împlinească așa cum cerea împăratul. Era o scriere cum nu s-a mai făcut de mult. Și știți bine, porunca împăratului nu-i glumă. Atenție, oameni buni! Am o poruncă de la împărat. În auzul întregii lumi, dau astăzi citire poruncii Cezarului. Porunca aceasta trebuie să fie adusă la îndeplinire, exact cum scrie. Thank you.
și Iosif au intrat în cetatea Betleemului și au căutat un loc de găzduit. Era târziu și erau obosiți. Și tare mult și-ar fi găsit un loc unde să poată să se odihnească. Thank you.
de departe de Betleem, afară în câmp, niște păstori își păzeau oile la afara focului. Și era negură, era noapte. Și de data o lumină puternică a strălucit împrejurul lor și ungerea Domnului s-a înfățișat. Grozav de tare s-au mai spăimântat, așa încât nu mai puteau mișca, nu mai puteau vorbi. De-abia mai puteau respira de frică ce le era. Dar Îngerul le-a spus: nu vă temeți, că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie în totul lor. Astăzi, în cetatea lui David, mi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoștea. Veți găsi un prunc înfășat în scutecem și cucat în proiesc. Și împreună cu Îngerul a început să apară o mulțime de îngeri, o oastă cerească, care îl slăveau pe Dumnezeu într-un glas și spuneau: Slavă-i Dumnezeu, rămâne prea înalte și pace pe pământ printre oamenii plăcuți Lui. Care este în bucură, oare?
Și-au pornit în mare grabă bucurie nespusă inimii. Pentru își povesteau unul altuia cum au trecut peste teama produsă de arătarea Îngerului și acum cât de bucuroși erau că aveau un Mântuitor născut. Au venit cale lungă, erau obosiți și foarte aproape când să ajungă la Ierusalim. Nu știau ce să facă, încotro să meargă. Oare steaua îi va duce până acolo? Și la un moment dat, intrând pe poarta Ierusalimului, s-au gândit că din Scripturi scrie că se va naște un împărat. Și atunci s-au dus la marele împărat ca să trebuie. Care îndrăznește să ia tronul. Grozave visuri și cânduri alergau prin mintea împăratului. Chemați la el, înțelepții încercau să descifreze mișterul și i-au dat următoarea veste. Întrebăm din Iudeea, o spus porcele să ați naște. Dar nu știu cu siguranță dacă acestea sunt pe care o a venit să părați imagini. Da, așa stă scris în profeție imperativă. Și tu, Betleme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai menționată dintre căpetenile lui Iuda. Căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu. Atunci Irod a chemat pe magi la el și a aflat de la ei întocmai vremea în care se arătase steaua.
Prezența unui locuitor la tron îl măcina intens și plin de viclenie eroi a spus magilor așa. Începeți-vă de cercetați și de amănuntul despre drum și când veți găsi, veniți la mine să poți să vă mulțumesc și o să vă închin lui. Începeți-vă. Magii au părăsit palatul și cu gând să se drepte către Betleem. Cum au ieșit din cetate, steaua iarăși mi s-a arătat și n-am mai putut de bucurie, așa că au dat viteză cămilelor să grăbească pasul într-acolo. Și pe când mergeau ei și intrau în Betleem, steaua s-a oprit deasupra locului unde se născuse pruncul Iisus. Haideți să nu vă zâmbim. Uite, aici s-a oprit steaua. Cum ne așteaptă? Nu uitați, dar unde e pregătită. Thank you.
Dar și unul evenimentelor nu s-a terminat aici. Și acel copilaș născut în este a venit să moară pentru tine și să-ți dea viața veșnică. Deci, nu rămâne la este, ci vino până la cruce și vei primi victoria împreună cu Împăratul Împăraților. Nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup
și a locuit între noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl.